neimportante. Bună seara, stimate Toastmaster, bună seara, stimat public. Apropo, știți că indispensabil mai sunt numite și izmenele la bărbați. Da, să știți, pentru viitor. Vreau să întreb, să încep cu o întrebare și vreau să vă întreb dacă vreodată, nu știu, poate ați văzut, ați cunoscut, ați pipăit, ați atins, poate ați gustat sau ați mirosit un om de succes. Așa, acum cineva s-a pipăit și a zis că da, da, aici este. Un lucru foarte interesant, știți, când vorbim despre oameni de succes, fiecare are o reprezentare specifică. Cineva își imaginează un om de succes într-un fel, cineva în altfel. Dar, pe general, un om de succes ar putea fi descris în câteva cuvinte. Să zic eu așa, o persoană care are mulți bani, este o persoană bogată, este bine văzută în societate, are un statut important, are o familie frumoasă, copii deștepți, inteligenți și așa mai departe, sănătoși, soție la fel de frumoasă, are o casă mare. Deci tot ce are el sunt doar de lăudat, sunt lucruri foarte bune și de dorit. Dar când comparăm cu realitatea, de obicei observăm că oamenii de succes sunt total diferiți de cei care îi idealizăm. Și aici mi-apare în minte o imagine care a apărut pe internet după ce a fost lansat filmul ăsta 50 de umbre ale lui Grey, unde era prezentat personajul principal, un miliardar, un tânăr, viril, care își permitea multe în pat și foarte mulți bani și cu mașini, chestii de genul ăsta. Și alături era prezentată imaginea unui miliardar real, un nene, un boșoroc, cu burtă mare, chel distruiat, urechile mari, slab, ăsta, pielea lăsată așa pe el. Și ăsta era un miliardar real. Deci e o mare discrepanță între ceea ce ne imaginăm noi despre succes și cum el este. Dacă analizăm persoanele care le cunoaștem noi în viața noastră, le-am întâlnit persoane de succes, de cele mai multe ori au un succes foarte îngust. Deci dacă e financiar, atunci pe plan familial, plan social, de cele mai multe ori, e un dezastru. Deci a furat, nu știu, un miliard și are bani, dar lumea îl urăște. După care este cineva care se descurcă foarte bine pe plan familial, adică sunt cu copiii foarte bune relații, are cu soția, deci trăiesc foarte bine. Dar pe plan financiar, iarăși dezastru, sau pe plan social. Aceste mari discrepanțe apar atunci când noi ne întrebăm de ce cauze omul poate să obțină succes într-un anumit domeniu și nu poate în celălalt. Și aici este răspunsul simplu, interesul. Sau efortul care îl depune. Pentru că în multe domenii în care avem succes, efortul este unul considerat sau net mai mare decât toate domeniile celelalte din viața noastră. Respectiv, persoanele care sunt foarte ok pe plan financiar, au investit acolo, au învățat foarte mult cum să obțină banii ăștia. Cei care au succes pe plan familial, la fel au învățat, au experimentat multe lucruri. Cei care au succes pe plan social, nu știu, vedetele, persoane este la fel. Deci, foarte mult efort au depus în a obține acest succes. Dar el este unul foarte clar direcționat, foarte, să zic așa, ramurat. Deci nu este ca un copac tot verde, dar este o ramură verde, în restul părților este mai puțin verde. Și aici vreau să vă vorbesc în continuare despre lucrurile neimportante din viața noastră. Și zic eu, lucrurile neimportante, acele unde noi nu depunem efort, unde noi lăsăm ca și cum ar veni de la sine, ca și cum cumva ne-am născut noi cu niște abilități speciale de a gestiona aceste lucruri. Și eu le-am utilizat în 4 mari domenii și vreau să vă spun că aceste lucruri, pe cât de importante ele sunt, pe atât și de mari dezamăgiri ne aduc. Cele mai dureroase dezamăgiri, cele mai dureroase eșecuri care le avem în viața noastră, de obicei sunt anume din cauza că nu atragem atenția lucrurilor astea neimportante, cum am zis eu. Și primul lucru neimportant care am desemnat eu ca fi, sunt relațiile interpersonale, adică relațiile care le construim noi cu iubiții noștri, cu partenerii noștri. De obicei,
nu știu, la fete le-au crescut sânii. Băieților le-au crescut pupul și a apărut vorul cu bean și s-au gândit că deja este momentul în care noi putem să avem relații. În care noi putem să ne implicăm în niște relații de dragoste, să zic așa, relații de cuplu. Și aici, prima mare dezamăgire, după două luni de dragoste aprinsă, vrem să strangulăm cu omul ăla, să-i dăm ceva în cap, că deja nu mai este atât de drag cum a fost la început. Și asta pornește de la simplu fapt că nu avem niște abilități elementare de a alege persoana care vrem să o avem alături. Nu avem niște cunoștințe elementare despre cum ar trebui să fie un cuplu. Un al doilea domeniu, la fel de neimportant, este familia. Aici vreau să vă zic despre familie un lucru foarte interesant. Mie mi se pare metaforic foarte bine reprezentat familia ca o corabie în care doi sau mai mulți membri ai echipajului s-au pornit într-o călătorie. Ne îndreptăm spre Istanbul sau spre Giurgiulești, undeva în direcția aia. Și cele mai multe familii, și asta vă spun din cunoștințe de cauză, pentru că desigur mă întâlnesc cu ele, arată felul următor. Deci, au urcat în corabia cu impresia sau cu iluzia că nu știm apele. Cunoaștem apele pentru că am mai văzut. Venim cu toții dintr-o familie, am avut frați, surori, mame, tați și știm, am văzut cum ei se descurcă în familie de două, avem impresia că deja cunoaștem și curenții sunt acuatici și am urcat în corabie, am pornit la drum. Am plutit cu greu un kilometru, doi de la mal și toate eforturile care sunt acum îndreptate nu spre a ajunge într-un punct final, ci spre a nu permite corabia asta să se funde, să nu se scufunde. Adică fac un efort considerabil, un efort extraordinar de mare doar pentru a menține la suprafață această corabie și nu ajungem undeva departe. Un alt lucru la fel de neimportant, după părerea mea, este educația copiilor sau copiii în general. Poate nu mulți din noi au copii, poate cei mai mulți din noi nu au copii, dar când vine vorba de educația copiilor, la fel ne bazăm pe niște instincte. Avem impresia că mama m-a scos în lume așa cum sunt eu și parcă nu-i chiar rău și nu o să pot eu să aduc și eu în lumea asta un copil, să-l educ cumva cum aș putea eu. Când am mai citit o carte, mi-am mai făcut niște principii de viață și știu că asta îmi permite să fac niște acțiuni concrete, să-l educ pe copilul ăsta. Pe când aici mi se... Iar vreau să explic metaforic cum arată o familie de doi tineri de părinți cu un copil nou născut, când copilul sau când părinții, ambii neexperimentați, ar fi ceva de genul, m-am urcat într-o mașină prima dată la volan. Deci am mai mers în mașină, am mai văzut cum cineva conduce, cum schimbă o chestie acolo, mai apasă o pedală și altă crepă. Și acum eu m-am urcat la volan cu impresia că știu cum e chestia asta, cum se conduce mașina. Alături am o persoană la fel de incompetentă și eu mă gândesc așa, eu de aici trebuie să ajung până la Băciori. Și mă pornesc. Cumva am pornit o mașină aia și toate eforturile mele care le am, le fac, sunt doar spre a evita niște pericole. Doar nu a zgârea mașina, nu a tampona pe altcineva. Să aprind toate chestiile astea care trebuie. Deci, eforturile mele, ca și în familia cu copilul mic, de cele mai multe ori sunt de a fugi de anumite probleme. Nu a merge undeva concret spre o direcție, spre un scop, dar a fugi de anumite probleme. Și aici vreau să vă spun un lucru foarte simplu, sau poate, după părerea mea, mi se pare foarte simplu, dar multă lume nu cunoaște, știți? Nu? Toți am fost mici, cel puțin așa, teoretic. Am fost cândva mici și se presupune că am avut jucării sau am avut ceva care era al nostru. Eu țin minte, aveam un tractorist. Era așa un micuț și el era al meu. Și știm că el era al meu. Și deci nimeni nu avea acces la tractoristul meu. Deci de mai multe ori se întâmplă că un copil are o jucărie care este a lui
Și el ies în curtea locului, se joacă cu ea și se apropie cineva și eu și eu jucăria sau eu ia, acolo sunt strategii diferite. Îi ia jucăria asta și ce face mama? Vine și spune, mă, dă-i și voi jucăria, nu fi egoist, nu fi simțit. Omul tot vrea, are nevoie de jucărie, o să joace, o să te dau înapoi, nu contează că ți-o strică, pe urmă îi plângi după ea, dar dă-i și lui. Sau a ieșit cu bomboană, cu o ciocolată și la fel. Vine mama, toți copiii se pute în jur, mă, simțitule, dă-i și lor, împarte-te la toți. Și de aici, nu ne minăm că creștem mari, ajungem la o anumită vârstă când noi nu știm ce înseamnă proprietate. Noi nu știm ce e și putem apăra. Deci ce mi-a aparține mie este al meu și eu decid ce fac cu el. Îl dau cuiva, nu îl dau cuiva. Și de aici vreau să vă spun că este o problematică foarte generală pentru că societățile post-sovietice din spațiul ăsta sovietic, cam toate sunt așa. Deci nimeni nu luptă pentru ce este al lor. Noi s-a furat o anumită chestie. Și oamenii stau, s-a furat și i-a trebuit, cred, cu omul ăla foarte mult de creierea. Și el l-a luat acasă și se folosește de el. Păi trebuie, dar îi trebuie omul și să nu-l dau, dacă noi avem atât de mult. Aceeași efecte la o, să zic, pe plan psihologic și mai profund. Și asta, nu știu, poate ar fi o piatră în grădina unor fete. Deci sunt, s-a observat așa un fenomen, relațiile la prima întâlnire, relațiile sexuale, chiar după, nu știu, 15, jumate de oră, o perioadă foarte scurtă de timp. Și oamenii au făcut studii și au zis, dar de ce cauza se întâmplă lucrurile astea? Păi lucrurile astea se întâmplă din cauza că nu știm a spune nu. Deci uite, exact după principiul ăsta, eu am o chestie, da? Fac vie. Păi și vine un băiat și el nu are chestia asta, dar și-o dorește, da? Adică el vrea. Și acum, ce să fac? Cum dacă omul vine și are nevoie? Nu poți să dau și lui. Cine este mai importantă familie, cine este secundar. Tot el spune cine are dreptul la viață sau cine nu are dreptul la viață. Și în felul ăsta, zic eu că sunt domenii neimportante din cauza că chiar nu le acordăm importanță. Chiar nu le acordăm timp să le studiem, să le aflăm. Eu vreau să vă zic, să vă povestesc despre un prieten de-al meu care timp de 9 ani a făcut teologie. A făcut facultate de teologie, a făcut seminarul teologic și eu n-am văzut persoană mai înverșunată împotriva religiei. Deci, o persoană care a studiat lucrul ăsta a văzut și a spus că, băi, mie nu-mi convin poveștile astea, nu-mi convin. Și aici, cred că vreau să mă opresc cu relatările căsătorioarelor mele și vreau să vin cu un singur îndemn către voi.
vă îndemn să nu mai atrageți atenția lucrurilor neimportante, adică lăsați-vă să decurgă de la sine, pentru că și rezultatele ulterior vor fi la fel de neimportante. Vă mulțumesc! Captivant.